Jurământul depus în fața cetățenilor unei comunități care au votat o anumită persoană într-o anumită funcție ar trebui să fie unul solemn, sincer, care să demonstreze respectul pe care acel ales îl are față de oamenii care i-au oferit încrederea. Sâmbătă, în cadrul ceremoniei de învestire a noului primar al Devei și al Consiliului Local, Ana Maria Gavrilă, aleasă consilier local din partea partidului POT, a tratat cu superficialitate momentul, sau cel puțin asta au văzut cei prezenți la eveniment, miniștri, europarlamentari, primari și oameni cu experiență în politică și administrație. Rând pe rând, consilierii locali au urcat pe scenă și au depus jurământul de credință cu mâna pe Biblie și Constituția României. Aspect omis în prima fază de către Ana Maria Gavrilă, care, abia după ce a fost atenționată de către secretarul primăriei Deva, a așezat timid mâna pe Biblie. Cu un ton arogant și aer de superioritate a depus jurământul, iar mai apoi Ana Maria Gavrilă a ușchit-o rapid de pe scenă. Mai mult decât atât, după ce a depus jurământul, aceasta s-a făcut nevăzută. Nepăsarea și lipsa de respect față de cetățenii Devei a fost axată și de către cei prezenți. Ascultam cu foarte, foarte mare atenție rugăciunea spusă de preacucernicul părinte și două pasaje din rugăciunea spusă Tatăl nostru, să ne rugăm să ne ierte păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Vă întreb, este valabil pentru consilierii municipali Deva? Răspunsul vi-l dau tot eu, nu. Nu este posibil ca reprezentanta unui partid, partidul oamenilor tineri, nici măcar o dureau picioarele, este tineră, bătrână, o doreau picioarele și nu putea sta în picioare când s-a depus jurământul. Mai mult, Partidul Oamenilor Tineri, în care tineretul nostru, tineretul din municipiu Deva, poate spun speranțe. În momentul când doamna ministru a luat cuvântul și a luat tălpășița și a plecat. Asta este atitudine de consilier municipal. Mă gândesc cu tristețe, domnilor consilieri municipali, ce va fi în acest mandat? Sunteți 7 partide. Dacă dumneavoastră nu vă respectați jurământul dat în fața devenilor, dacă dumneavoastră nu spuneți așa cum ați jurat astăzi pe Biblie și pe Constituție și nu faceți, totul se năruie, iar devenii încă o dată, probabil, vor fi supărați că n-au reușit să fie bine. Cel mai probabil, existând deja precedentul, Ana Maria Gavrilă îi va abandona din nou pe devenii care i-a oferit votul de încredere și va încerca, la fel ca în urmă cu 4 ani, să-și ia zborul spre un loc călduț în Parlamentul României.